vom vorbi despre hernia de cervical, care este o afecțiune degenerativă a discului intervertebral cervical și care constă în ruperea unui fragment de disc intervertebral și migrarea acestuia în canalul spinal, producând consecutiv o compresiune pe măduva spinării și pe nervii care ies din măduva spinării la nivel cervical. Este o afecțiune care, din fericire, apare cu o incidență din ce în ce mai mare și la vârste din ce în ce mai tinere în ziua de astăzi. Este o afecțiune care se datorează, pe lângă traumatisme și pe lângă eforturile fizice intense, și activităților profesionale care se desfășoară menținând poziții statice prelungite. Ca și manifestări clinice, pacientul se plânge de durere de ceafă care coboară pe umăr, braț, antebraț și ajunge câteodată în degete. În formele mai severe poate asocia și amorțeală pe traseul nervilor și chiar și deficite neurologice de tip paralizie. Există și forme extrem de severe în care pacientul poate prezenta un deficit neurologic mai mult sau mai puțin complet, de la gât în jos, cum se spune, cu tulburări semnificative în mobilizarea membrelor superioare și membrelor inferioare. Este o condiție medicală care se poate trata și conservativ și aici discutăm de proceduri de kinetoterapie, orteze cervicale, dar mai ales atunci când apar aceste deficite neurologice sau când durerea este foarte intensă, de prima intenție aș recomanda tratamentul chirurgical. Tratament chirurgical care se poate face în două maniere, fie printr-un abord anterior, o tehnică clasică, să spunem, în care discul intervertebral, după decompresiunea elementelor nervoase, este înlocuit cu o proteză, fie din os recoltat din șoldul pacientului, fie o proteză sintetică disponibilă în momentul ăsta prin avansul tehnologic. De asemenea, mai există și variante mai moderne, așa numitul procedeu de laminofo-laminotomie cervicală posterioară, în care chirurgia se adresează strict excluderii acestui fragment de disc care comprimă nervul și sau măduva. Este o procedură mai elegantă, minim invazivă, cu o recuperare mult mai rapidă.